Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu SnowRunner pe canalul Saga Games. În episodul de azi m-am decis să fac această misiune de la Pineline Energy Generation, exact aceasta în care spune că trebuie să aducem materiale necesare pentru a construi centrala nucleară din zona asta de aici. Mai exact, vreo 4 metal beams-uri, 2 metrosuri și 4 cimenturi. Eu am avut acest azou aici cu remorca asta, așa că mă voi îndrepta către warehouse-ul acesta să iau cele 4 cimenturi, cele 4 paleți de ciment, să zic așa, și să-i aduc aici. Și apoi să vedem de unde voi aduce și eu metal beams-ul și cu metal rolls-ul, cel mai probabil de pe prima hartă. Acolo unde putem să le și craftăm, cred. Cred că e cel mai ok de acolo. Doar că nu pot să le fac dintr-un singur transport. Trebuie să fac neapărat două. Cam 4 metal beams-uri, ceea ce înseamnă că mie ocupă câte două sloturi pe remorcă. Și n-am remorcă așa de mare să iau și metal beams-ul și... A, dacă e facem două drumuri, nu e problemă. Ușor. A, prima fază asta duc eu ăsta, cimentul, că tot am avut azul ăsta. Nu cred. Bă, în câtă malu am dat, mă, și eu. Bun, hai că l-am ocolit. Aia zic. Am nimerit la fix azovul ăsta aici și cu remorca asta mare, de 5 sloturi. Că noi avem nevoie de 4 sloturi libere. Numai bine, știi? Și destul de aproape și cimentul. Aici la warehouse. Trebuie să fac dreapta. Nu spune că am rămas iar. Nu mai știu exact unde am eu colobul. Știu că l-aveam pe harta cealaltă, dacă nu mă înșel. Colobul cu remorca de 8 sloturi, să vedem. Dacă l-aș avea, ar fi super, pentru că aș merge să încarc metal beams-ul. Aș mai lua un camion după mine, cred. Să iau și metal rolls-ul. Și cred că o să iau ăsta, azovul. Pe Bena. Bena. Să pot să încarc metal rolls-urile. Da, vedem după aia, după ce finalizez cimentul. Am zis că dacă tot sunt aici în zonă, să aduc cimentul mai întâi și după aia vedem de metal beams. Am văzut că mă trimite pe harta asta, de undeva de aici de jos, cum se numește? Oviro Hills, pentru metal beams, dar eu cred că e mai ok să mergem să le craftăm în zona aia. De pe harta cealaltă. O să fie mai aproape acolo. Chiar nu știu ce să zic. Bun, am zis că ciment trebuie să iau de aici, nu? Ciment, 4. 4, nu? Avem 4? Avem 4. Bun. Hai să întoarcem acum. Să merg să livrez primul transport cu materiale pentru centrala nucleară. Ia, dacă o iau pe aici la dreapta, ajung tot acolo? Da. O să iau pe aici, pac, țac. Deși cred că e mai pe ocoliș, dar las așa acum. A, uite, mai am o remorcă aici, un semi-trailer din ăsta. Nice. Sper că ăsta a rămas de la o misiune anterioară, nu? Dacă nu mă înșel. A, mă virează de azi. Agață? N-agață. Mă gândeam că agață remorca acolo. Dar se pare că suntem în regulă. Bun. Mai ușurăm pe aici. Este așa mai polar să nu mă urc cu remorca pe mal, că...
nu am nicio bloane la remorcă la trailer și s-ar putea să să-mi fugă încărcătura. Dacă se înclină destul de mult, se desprinde de pe trailer. Ușor că pe aici sunt în pietrele astea. Oh. Wow. Nu, 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 că se răstoarnă. Fuck. Hai să mă prind așa și să mă ajut cu winch-ul. De ce spuneam că dacă se înclină prea mult, risc să mă răstorn. Bun, hai că am scăpat. Bă, dar nu mă așteptam să fie așa nasol acolo drumul. Bă, știi ce ia dă-i tu cu low plus? Merge mai încet, dar măcar nu mai stă să schimbe vitezele. Am luat-o pe ocolite. Așa mă tătuc. Dar parcă merge prea ce mă mâncați așa. Hai, dă-i pe auto. Dă-i pe auto totuși. Oricum, ați văzut, nu e foarte departe, așa că vom ajunge în curând. Da, uite că deja am ajuns. Cred. Da? Da. Aici, pe stânga, e nucleara. Centrala. Ușor. Pipeline. Energy generation. Da. Hai să vedem unde trebuie să le... Cred că aici, nu? Pe remorca asta nu prea am pus eu bine aici, dar... Cred că avem loc. Aici trebuie să-l las. Da, se pare că da. Bun, hai să trag pe ăsta pe undeva pe aici. Să-l trag aici în față. Uite așa frumos. Stop. Tragem frâna de mână. Oprim motorul. Învăța mereu cu... Oprim motorul după enter de la Farming Simulator. Bun, hai să dau ăsta recover. Să dau un retain ca să mergem pe harta asta. Da, și cum ziceam, am colobul aici, doar că e la mama naibii. Da. Să ajung tocmai aici să iau Metal Beams-ul și Metal Rolls-ul. Păi o să... Să revin, cred, când ajung aici să facem Metal Beams-urile și cu Metal Rolls-ul. Bun, haideți că am revenit. Aproape am ajuns. Avem aici Dita mai... Dita mai convoi, să zic așa. Sper să mă descurc. Avem un drum lung și până pe harta cealaltă, dar vedem. Sper să mă descurc. Bun, hai să las pe ăsta aici. Hai să pornesc generatorul prima dată. Dar cred că ar trebui să-l alimentez prima dată. Da, dar voi face altceva. Voi alimenta de la Zic și după aia zi. Mă încarc eu de la generator, dacă e. De la generator, de la ăla. Refuel. Track supply. Așa, sursa și să alimentăm generatorul. A, păi n-a consumat cine știe ce. Oh, nice. Bun, hai să-l și pornim acum. Turn on. Hitești trailer. Așa, tăticu, ușurel. O să bag prima dată colobus, să-l încarc cu Metal Beams-urile și apoi o să... Ba nu, hai să mă bag prima dată cu ăsta.
craftez metal rolls-urile ca să-l trag în față și după aia vin cu ăla. Eu mai am unul craftat, nu mai am. Două, dăm cu craftul și le și încărcăm. Perfect, ăsta le-am făcut. Hai să-l trag aici în față să fie pregătit pentru plecare. Hop, 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 hop. Așa, trage frâna de mână. Hai să dau și timpul pe after, nu? Așa. Acum intrăm în ăsta să craftăm și metal beams-urile. Mai exact un număr de 4. Frâna de mână. Bun, deci trebuie să craftăm metal beams-uri aici. 1, 2, 3. Am 5 în stoc? Da, se pare că da. 1, 2, 3, 4. Nice. Și avem remorca full. Atât la colob cât și la zic suntem full cu materiale. Au ce derapează asta aici, patinează. Acum ce mie frică este faptul să nu mă răstorn. Pentru că eu colobul ăsta uriaș îl voi lua la winch. Ca să putem să mergem simultan cu amândouă. Hai, op, op, op. Bun, hai să trec în zic acum. Așa, să-l agăți cu winch-ul și hai să-i dăm drumul. Așa, trag să fie mai aproape de mine. Îi dăm bice la treabă. Bun. Două secunde. Să-mi croiesc și o drum. Deci, vom merge pe aici, pe unde am și venit. Deși ăsta îl știam până la ăsta, dar hai să-l punem aici. Așa frumos. Pac, pac, pac. După aia traversăm și de aici să vedem pe unde... De unde o luăm? Deci o luăm... ieșim la asfalt, facem dreapta. După aia pe aici. Aici facem dreapta din nou. Și tot așa până la tunel unde vom traversa în partea cealaltă. Pe harta cealaltă, pe reactiv zone. Mai exact unde trebuie să ducem aceste materiale. Eu zic că o să mă descurc destul de ok, pentru că am și zicul ăsta puternic și e și colobul destul de puternic. Singura problemă e să nu mă răstorn cu remorca aia mare. Atât. În rest, n-am niciun stres. Eu zic că ne descurcăm. Da, oameni buni, și am aici un gabarit depășit, după cum vedeți, un dita mai șerpălău, să zic așa. Op. Transportăm materialele pentru centrala nucleară de pe Reactive Zone. Bun, hai ușor aici să vedem remorca aia ce face. Uhu! Aha. Op, 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 op. No, no, no. Nu, 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 dă-te înapoi. Mamă, ce mă împinge ăla. Gata, hai să încerc să o iau așa ușurel. Din inerție, nu-l mai accelerez. Aici o să fie problemă cu curba asta. Ia să vedem aici. Mamă, remorca aia o să vină aiurea rău. Op. Nu! Mamă, se duce zicul. Nu zicul, colobul, pardon. Deci hai să-l țin eu mai strâns de mine. Nu-mi spune că a rămas remorca. A rămas suspendată, dar o luăm târâș. Și cu forța zicului și cu forța colobului am luat-o. Deci trebuie să fiu atent la ea să nu se răstoarne atâta tot. Pe rest nu e problemă, chiar dacă rămâne suspendat, o luăm noi. Ah, și-a luat damage la motor.
Ba, acolo am avut puține emoții. În rest, să vedem drumul cum va fi. Nu mai știu exact cum e drumul. Dar eu zic că acolo a fost o mică, mare problemă. Și aici, aia să vedem. Virajele astea strânse iară. Dar aici trece peste balustrada aia, nu e problemă. Aici e destul de larg. Uf. Mai e mă remorca întreagă? Mai e. Materiale mai sunt pe remorcă? Mai sunt. E bine atunci. Aici trebuie să iau mai pe dreapta, da? Hai cu dreapta. Aici pe la stâlpii ăștia nu e problemă. Îi ștergem noi puțin cu remorca, puțin mai mult, dar ne descurcăm, trecem. Bun, mai că am ajuns și la ăsta, la Bac, să traversăm cu peribotul. Uite peștișorul. Ce mi-a dat-o. Nice, accept. 750 de dolari. O problemă. Avem. Da, cu Zico sunt. Am luat? Am luat. O să trai mai aproape. Așa te tu. Bun, eu din câte știu aici trebuie să fac dreapta, dacă nu mă înșel, da. Vedem aici cum ieșim, mai ai problema. Ia să încadrează. Mamă, cum s-a făcut roata aia. E bine că s-a rupt. Și aia e stânga, nu? Crezi că iau colțul gardului. Ia să vedem cum e remorca. Deci e puțin problemă. Stai așa. Așa, mă, că mă prinsese cu winch-ul de lateral. Și... când rămâneam țepenit, mă trăgea într-o parte. Acum sunt din spate. Bun, mă, tătico. Bă, de aici ar trebui să nu mai avem probleme, zic eu. Da, vedem. Eu zic că n-ar trebui să mai avem probleme, dar... vedem, aici parcă fac stânga, nu? Și după aia tot înainte până la tunel. Da, exact cum bănuiam. Tunel la stânga. Hai că avem indicatoare din câte văd. Bă, hai că ne mișcăm destul de repede. Stai ușor aici, că aici e puțin asoliu. E bine că e drumul larg. Asta era singura mea grijă. Dar momentan drumul e destul de larg. Așa, dă-i, hai, împinge. Împinge, mă. Ne ajutăm reciproc. Hai, tătico. Destul de adânc aici, această zonă cu noroi. Dar ne-am descurcat. Avem practic două camioane care trag de încărcătura asta. Două destul de potente. Destul de puternice. Noi am pus bine pe aici checkpoint-ul, cred că da. Hai să dau și eu timpul puțin pe afternoon. Oh, hai că nu mai avem foarte mult. Avem foarte mult și ajungem. Aici nu o să... Vreau să nu mai fac curba aia, dar... cred că n-am făcut bine că am intrat pe aici. Aha. Sau ne descurcăm? Cred că ne descurcăm. Da. Hai că e bine. E în regulă. Aude aici. Uita mai ansamblu. Asta este.
Uhu, că mă urc pe... pe stâncile astea. După aia mă gândeam pe unde mă dă pe harta cealaltă. Mi se pare că mă dă în colțul din stânga sus, nu? A, avem de mers puțin și pe harta cealaltă. Da. E ceva de mers acolo, dar... cum ne-am descurcat noi aici? Ne descurcăm și acum. Vrem, poate mai băgăm vreun task ceva. Păi din câte am văzut, nu prea mai sunt prea multe... din astea misiuni pe harta asta, așa că o să fim nevoiți să trecem pe cealaltă. Hai să mă cuplez prima dată de colob. Hai să-i pornesc și motorul. Hai să-mi fac și un traseu. Deci venim în partea asta așa. Oh, bă, asta e simplu, mă, tăticule, că mergem doar pe asfalt până la centrala nucleară. Oh, e easy, tată. Easy, Leanu. Bun, mă, și livrăm și restul de resurse. Perfect, tăticule. Păi, e ușor, mă, acum, mergem doar pe asfalt. Da. Nice. Ba, cred că o să las colobul și colobul tot acolo. Că, da, nu se știe, poate mai avem nevoie de el pe aici. Și să fie la îndemână pe harta. Vrem, poate mă bag și la misiunea aia în care trebuie să transport apă la turnurile de apă. Vedem. Pentru că te-am văzut, am o cisternă acolo de unde trebuie să iau apă și poate ne descurcăm cu aia. Dacă îi face mai multe drumuri, vedem. Păi eu o să merg doar pe asfalt acum, așa că n-are rost să vă mai țin până tot drumul ăsta până la centrala nucleară, așa că ne vom revedea acolo. Bun, hai să descărcăm aici și materialele. Bun, metal beams odată. Să-l trag pe ăsta undeva aici. Și pe marginea asta aș vrea. Atât. Îl oprim aici și hai să trec și în zic. Să punem și astea. Să vedem dacă avem vreo scenă, ceva în care ne construiește chestii. Ia să vedem. Da, se pare că n-avem. Bun. Eu, din câte știu, uite, ne-am mai deblocat o misiune aici. Ia să vedem asta ce. Turbo generator stator. Dă-l high. Reactor building. Nice, interesantă și asta. Doar cum aveam pasta. Bun, hai să vedem ce misiune mai facem. Eu ziceam de misiunea asta, care trebuie să transportăm apă. Hai să-i dau un accept. Și... heavy water. Nu știu, pentru ăsta îmi trebuie din ăla heavy, oare? Plaj. Hai să intru în zic. O voi duce cu el la garaj și îl voi customiza cu... asta, dar nu știu dacă îmi trebuie high, că nu scrie. Voi pune high. Și voi merge către cisternă. Ieșim în partea asta, o luăm așa. După aia trec în partea asta, uite, așa frumos.
Vom traversa facul apoi și pe calea ferată și să merg să iau trailerul ăsta de aici. E de water, văd. Ah. Stai cu viteză. Ia să vedem, ăsta de aici și de care e? Fuel carrier semi-trailer. Deci ăsta e... Dar la scrie heavy, de aia zic, s-ar putea să am nevoie de... de cuplaj din ăsta mare. Ia să vedem, ăsta merge. Deci nu merge, se pare că întreie cuplaj mic la asta. Bă, merg așa, merg la risc. Nu sunt sigur pentru că nu-mi scrie. Ia să mă mai uit odată la misiune. Dar nu-mi recomandă nimic, nu? Nu. Deci nu-mi spune de care trebuie. Doar că spune că... zi, spune, mă rog, e trailerul ăla acolo heavy. Și mă gândesc eu că poate... am nevoie de un din ăsta mare. Să-i dau bici. Păi o să revin. Bun, haideți că am revenit. Am ajuns cu Zico aici. Se pare că nu, cu ăla nu pot să cuplez niciun fel de cisternă. Și da, am avut dreptate. Trebuia cuplaj din ăsta mare. Așa că am luat voronul ăsta. Este puțin cam micuț pentru cisterna asta, dar sper să ne descurcăm cu el. Bun, nu știu cât are remorca asta. Water. 3700 are. O facem full. Bun, hai să vedem unde trebuie să mergem prima și prima dată. Mergem first aici. Bun. Deci voi ieși. Ies pe calea ferată pe unde am venit. Traversez zona asta. Tot înainte pe aici. Și livrăm la nena asta. După ala avem al doilea aici și al treilea aici. Nu-s destul de departe, dar nici aproape. Vedem cum se descurcă băiatul ăsta. Cum se descurcă ăsta cu cisterna plină acum. Că dacă se descurcă bine, ne mișcăm rapid. Dacă nu, o să dureze ceva, dar asta este. Hai să vedem. Încadrez și eu pe aici. Cu greu. Păi tot pe aici, pe calea ferată, pe unde am și venit. Ca să nu mai, să nu mai ocolesc. Op. Suntem cu trenul acum. A, eu zic că o să se descurce de minune asta. Vedem când ajungem în zona asta, mai noroioasă. Dar așa, pe drum de ăsta, cred că o să se descurce. Aulici. Hai că e bine deocamdată. Vreau că nu știu pe aici pe unde trebuie să iau, că aici e apa destul de adâncă, uite. Da, bă, că trece, ha. Dacă se descurcă destul de ok. E păcat că nu putem să... zi, să încărcăm apă din râu direct. Ca în Farming Simulator. În ăla știți că dacă avem apă pe lângă, putem să încărcăm, să băgăm cisterna și să... să încărcăm. Îl descurcă ăsta mic. Frate, deci cisterna asta are niciun stres. Fuge cu ea. Zboară. Ceea ce mă bucură, pentru că... trebuie să am grijă cu damage-ul la suspensie, că deja am jumate. Hai, 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 hai.
Azi. Șurel. Dar trebuie să... Acum trebuie să ajungem, nu? Asta ce e? Contract? Se pare că nu l-am luat. Hai să-l iau și pe ăsta. Dacă tot am venit aici în zonă. Bun, și am ajuns la primul turn cu de apă. Hai să livrăm aici cât avem, 2700. Gata, gata. Și am mai rămas cu 1000 de litri de apă. Păi hai să merg pentru al doilea punct atunci. Deci în continui drumul tot în față. Să merg și cel, la cel de-al doilea. După aia mai facem decât un drum. Mai facem decât un drum și aia e. Aia zic. Îți dau cu spatele. Pa, mai luăm o dată cisterna și... Și cam asta a fost misiunea. Și misiunea asta. Acum avem iar una cu niște lemne de cărat, dar aia pare dificilă. Bă, ăsta mi-arată drum pe hartă, dar în realitate nu prea pare a fi chiar un drum adevărat. Am mult o cărare așa. Da, merge ăsta, voronul ăsta merge, n-ai niciun stres cu el. Aici. Aici nu mai știu, stânga, dreapta? Parcă dreapta, nu? Da. Cam și pe asfalt. Ui, ce drifturi face. Cisterna. Aici facem stânga. Avem aici pe dreapta și monumentul care l-am construit în ultimul episod. Bă, sper că nu am terminat centrala nucleară. Ați văzut, mai avem misiuni la ea. Ne-am mai deblocat o misiune, dar o vom face în episodul următor. De așa că am zis că să o iau pe aici, pe câmp. Ca să ajung la... La turnul de apă. Bun, și aici mai rămân cât? 900 de litri. Bun, hai să mă... Mamă, spă roșu cu... Hai să... Curez drum. Către... Către rezervor din nou. Fac, țac. Aici iară pe calea ferată și în partea asta. Perfect. Hai să-i dăm bici. A, mă, serios, mi-a luat... Uite cât damage îmi iau la rezervor, că merg prin... din cultura de floare soarelui. Aici atrage cam greu de ea. Hai sus. Voronule. Ușurel. Ce mișto era dacă puteam să intru pe acum asta, de aici din apă, după să încărc.
Dacă implementau asta, era super. De așa mă obligă să mă duc la rezervor. Asta este. Bun. Păi o să revin când ajung, când ajung la rezervor. Bun, am încărcat și ultimii litri de apă. N-am mai încărcat full, am luat decât vreo 3000 de litri. Pentru că sunt suficienți. Și acum să mă întorc cu ei. Să-i livrez. Și cam asta e și misiunea. Așa, pe aici. Oh, fuck. Îmi scria acolo că aceste cauciucuri nu prea sunt așa bune pe asfalt. În schimb, sunt excelente pe off-road și pe mud. Pe noroi. Mai mult ce trage așa greu. Am luat acolo ceva damage la rezervor, la motor, la suspensii. Dar din două drumuri am finalizat misiunea. Datorită acestei cisterne, zi, destul de mare. De 3700 de litri, mai exact. După ce trec, traversez aici, ar trebui să-mi fac și eu traseul. Nu știu ce să fiu, parcă se simte că a luat ceva damage la motor. Atât la motor cât și la suspensie. Parcă se mișcă altfel acum. Parcă nu mai trage la fel de bine ca și până acum. Bun, hai să-mi creez și eu aici traseul. Îl luăm în partea asta, după o luăm în jos. Trec pe aici din nou, pe unde așa. Intrăm aici la first. După aia ieșim. După aia vin la water tanks, pardon, unde am făcut noi misiunea aia, dacă știți. De-am dus acel boiler la milionarul ăla care a luat ferma aia de acolo. Mi se pare că acum trebuie să livrăm și niște apă pentru dânsul. A, livrăm, nu-i problemă. Bani să iasă. Hai mă, faci mișto. Din ce cauza am luat atât damage? Am, suspensia mea e pe ducă. Dacă mai iau un damage din asta așa... Pa! Deci chiar se simte că s-a lăsat suspensia. Bă, aici trebuie să fac dreapta, nu? Da. Mamă, cât de greu virează. De așa să nu mă ating de gard, că și ăla... Ăla mai îmi dă damage. Destul de mult. Trebuie să mai și oculez bălțile astea. Între direct prin ele ca să pot să mă mișu mai rapid. Aici din câte știu stânga parcă. O? Da. Bun, și ieșim pe asfalt. Hai că nu mai avem foarte mult. Am ajuns să se tuc. Aici dreapta. Va trebui să mă duc chiar prin pe câmp. Deja sunt cu a patra. Aici hai să
Hai să iau-o pe aici unde am luat-o. Tot am stricat gardul. Ce cultură e, mă, asta mare? După să mă întorc, să ies tot pe aici. Și să mergem și la... la milionarul ăsta. Water. Pus, mă? Am pus. Și nu știu de ce mai mi-a părea oare să buguise. Că mi-a părea în continuare să dau cu apă. Bine. Checkpoint-ul acolo, mă îndrept bine. După cu cisterna asta, nu știu, cred că o să o las la ăla acolo, în caz că mai avem nevoie de ea, o voi lua de acolo dacă e. E și aproape aici de garaj. Nu mai stau să dau timpul pe zi. Așa voi încheia. Hai, tăticu. Aici facem dreapta, nu? Da. Intrăm la asta în fermă. Uite, acolo punem în rezervor. Boilele astea pe care le-am adus noi. Aia zi, mă, băieți. Uite, vezi, e bug, cred că. Că mă tot mă lasă să mai pun. Asta că m-am prins cu winch-ul. Bun, hai să... Asta o voi lăsa aici, sistemul. Bun, băieți. Păi cam atât cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, butonul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Husein K Games și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!